Bine v-am regăsit la Super Pariuri, de aici din Superbet Premium Store. Începem o nouă săptămână. Ce weekend bun am avut, ce weekend frumos și fotbalistic și din punct de vedere al pariurilor. Începem o nouă săptămână și o începem cu un meci din fotbalul nostru. Un meci de tradiție, devenit de tradiție în fotbalul nostru în ultimul timp. CFR Cluj-Craiova, CFR Cluj CSU, Universitatea Craiova, fiindcă trebuie să facem acum precizarea asta, avem două Craiove. Trebuie să facem precizarea asta sau, ca să fie foarte clar pentru toată lumea, să nu mai fie confuzii, Dan Petrescu versus Reghe, cam fundul între doi antrenori cunoscuți, doi antrenori cu cotă bună în fotbalul nostru, da, asta e situația. Până una alta, e vorba de campioana în titră, CFR Cluj, și o echipă care își dorește, Craiova, care își dorește și totuși dorește să facă acest pas și să reușească să câștige după foarte multă vreme campionatul. Știm de bine cum stau cele două echipe. CFR Cluj nu merge foarte bine, lucrurile nu stau grozav acolo. Două eșecuri la rând, e o stare de spirit destul de proastă. Au pierdut la Botoșani, au pierdut și la Iabloneț, contra pe terenul lui Iabloneț în Conference League. Și ne-au dat un pic peste cap nouă aici lucrurile la Super Pariuri. Și ideea e că această stare de spirit e foarte, foarte posibil să continue, să meargă mai departe. Mai ales că în ultimele 7 meciuri directe dintre cele două echipe în campionat, o să vedem imediat. Dacă vă uitați bine, vă uitați aici cu atenție, ultimele 7 meciuri directe în campionat, nu a fost nicio victorie a gazdelor. E greu de explicat, dar asta e ceea ce s-a întâmplat și cumva ne duce toată asta cu gândul, ne duc toate aceste detalii, tot ceea ce am spus mai devreme despre CFR Cluj, despre dorința asta a Craiovei, toate astea ne duc cu gândul că să încercăm să riscăm puțin, să încercăm să mergem pe Craiova de data asta, chiar dacă se joacă la Cluj. Hai să încercăm să mergem pe Craiova, luăm însă și o marjă de eroare, un X2, care are o cotă foarte bună. Acest X2, mie mi se pare că putem să riscăm, la felul în care arată CFR Cluj acum, putem să riscăm pe acest X2, putem să mergem pe dorința lui Reghe Caf de a arăta, cumva, de a demonstra că face lucrurile corect acolo. Cota e foarte bună pentru X2, așadar, în CFR Cluj Craiova. Mergem la al doilea pariu al acestui meci. El se leagă de cartonașe galbene. E o confruntare între două echipe care stau opus, diametral opus, putem să spunem și așa, din acest punct de vedere. Într-un clasament după primele 8 etape, într-o contabilizare a cartonașelor galbene, vedem că CFR Cluj e foarte cuminte, e cam cea mai cuminte pe aceeași linie cu Farul și cu FCSB, în vreme ce Craiova, exact în partea cealaltă, e aproape cea mai puțin, e dintre cele mai puțin cuminți echipe, 23 de cartonașe are, vedem aici, Craiova. Există niște explicații pentru echipele care o depășesc, dar nu astea ne interesează pe noi. Ne interesează confruntarea asta între o echipă care ia destul de multe cartonașe și o echipă pe care o vedem ia semnificativ mai puține. Așadar, ne putem gândi că în această partidă, jucându-se și la Cluj, echipa cu cele mai multe cartonașe, echipa care va câștiga duelul cartonașelor, va fi Craiova. Iar cota e 1,95, așadar, pentru echipa oaspete cu mai multe cartonașe galbene. Al treilea pariu e unul care ne-a mai adus nouă beneficii aici la Super Pariuri. Atunci când a venit vorba de meciurile CFR-ului, ne-a dus inclusiv la acest ultim meci al CFR-ului pe care l-am abordat, cel din Conference League cu Iabloneț. Chiar dacă acolo am fost noi un pic cam optimiști și am mers pe victoria echipei lui Dan Petrescu, ne-a ieșit însă X-ul la pauză. Și am spus atunci motivele, am avut și
toate statisticile și tot ce joacă, tot ce a jucat CFR Cluj în acest sezon. Aia punem și pe Craiova, adăugăm și pe Craiova acum. Dacă atunci n-a ieșit, nu văd de ce ar fi acum un meci mai deschis din punct de vedere al golurilor marcate în această primă repriză. Așadar, și vedem cum au... Vedeți aici cum au fost meciurile celor două echipe în primele 8 etape. Din 8 partide, 5 în 5 au fost X. A fost rezultat de egalitate la pauză. Așa că hai să mergem și noi să pariem pe acest rezultat de egalitate la pauză, pe acest X, care ne oferă o cotă bună, acest 2.05, o cotă foarte bună pentru ceva care s-ar putea, e foarte, foarte posibil să iasă. Și acum mergem la Super Pariul. E o combinație, găsiți acolo, la combo speciale, la speciale. E o combinație între două pariuri speciale. Ne ducem spre cornere. Vedem că încercăm să vedem 9.5, să mergem pe ideea că vor fi 10, măcar 10 cornere în această partidă, peste 9.5 cornere în meci. Și ne întoarcem puțin la ceea ce am spus mai devreme, echipa cu cele mai multe cartonaje va fi Craiova. Cota care ne iese pentru asta este 4.19. Atât pentru astăzi. Ne revedem mâine dimineață de aici, din Superbet Premium Store, din nou la Super Pariuri. Toate cele bune!